Bun găsit! Din aprilie, avocatul Radu Pricop, soțul Ioanei Băsescu, este urmărit penal pentru fals și înșelăciune într-un dosar privind retrocedarea unor terenuri în județul Argeș. Acesta ar fi obținut alături de alte 4 persoane despăgubiri de 10 milioane de euro de la ANRP. Vorbim despre un teren de la Ștefănești, care aparținuse familiei Brătianu și care a fost obținut de cei 5 după ce au cumpărat drepturile litigioase de la moștenitori. În acest caz, prefectura Argeș a cerut revizuirea dosarului de retrocedare după ce s-a descoperit că a fost falsificat certificatul de deces al Eleonorei Brătianu, moștenitoarea de drept. Cel mai răsunător proces al lui Traian Băsescu este dosarul Flota. Președintele este acuzat, alături de alte câteva zeci de persoane, de prejudicierea statului român cu peste 300 de milioane de euro după vânzarea a 16 nave în perioada 1991-2000. Traian Băsescu a fost trimis în judecată în acest dosar, dar cauza a fost blocată după ce acesta a devenit președinte. Casa din Mihăileanu este un alt dosar celebru. Președintele a fost acuzat că și-a repartizat o casă în perioada în care era primar, fără a avea dreptul să beneficieze de un imobil de la stat. El mai primise o casă în Constanța și era chiriaș și într-un imobil administrat de RAPPS. Dosarul imobilului din Mihăileanu a dispărut din arhiva primăriei capitalei, iar în lipsa probelor, parchetul a dispus neînceperea urmăririi penale. Traian Băsescu a fost cercetat și într-un dosar pentru spălare de bani, dar care a fost suspendat, evident, după ce a devenit președinte. Cauza privește tranzacțiile imobiliare de peste 1 milion de lei cu omul de afaceri Costel Cășuneanu. Secția de urmărire penală a parchetului general i-a dat nup lui Băsescu pentru acuzațiile de luare de mită și spălare de bani. Retrocedarea parcului Bordei și altor 66 de imobile într-o singură zi i-au atras alte plângeri lui Băsescu. În 2002, într-o singură zi, primarul Traian Băsescu a retrocedat 66 de case, unele dintre ele vile locuite de chiriași. Oamenii au făcut plângere la parchet. În cazul angajaților primăriei s-a dispus începerea urmăririi penale, însă Băsescu a fost scos de sub urmărire penală pe motiv că avea imunitate. Isteria retrocedării parcului Bordei a început tot cu Traian Băsescu. În septembrie 2003, fostul primar al capitalei a semnat dispozițiile de retrocedare fără a le mai supune votului Consiliului General. Dădea parcul Bordei în schimbul satului francez. Ultimul dosar care a făcut valuri este cel în care Gabriela Firea îl acuză pe Traian Băsescu de amenințare și șantaj. Scandalul a început în aprilie anul acesta, după ce președintele a numit-o pe Gabriela Firea șantajistă de profesie și a amenințat-o. Firea a depus plângere la parchet, care a dispus urmărirea penală, însă punerea în mișcare a acțiunii penale a fost suspendată, invocându-se din nou faptul că președintele ar avea imunitate.